Aici, la sediul DICO Timișoara, au ajuns în cursul acestei dimineți 5 persoane ridicate în urma descinderilor care au avut loc în această dimineață în județul Arad. Vorbim despre 4 șoferi și patronul unei firme de transport. În urmă cu doar câteva minute, 3 dintre șoferi au ieșit de la audiere. Aceștia ne-au declarat că nu știu de ce au fost aduși aici, nu li s-a adus la cunoștință nicio calitate. Ei sunt pur și simplu șoferi, nu verifică neapărat legalitatea transportului, fie că transportă greție, deșeuri sau mâncare, pentru ei același lucru. Așa cum spuneai și tu, în această dimineață au fost descinderile la 7 adrese din județul Arad. Au descins polițiștii de la combaterea criminalității organizate, coordonați de procurorii DICOT Timișoara. Anchetatorii au verificat și au ridicat mai multe documente de la sediul unei firme de transport, dar au fost percheziții și la domiciliile unor suspecți. Vorbim despre un grup infracțional organizat despre care anchetatorii susțin că funcționează în România din 2021 și acționa în principal în vestul țării, în județele Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, dar și în București. Suspecții erau specializați în introducerea în țară de deșeuri fără drept, cu scopul de a obține beneficii financiare substanțiale. Vă reamintesc că anul trecut, pe data de 1 octombrie, procurorii din DICO Timișoara au făcut numai puțin de 44 de descinderi în mai multe județe, precum Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Alba sau Sibiu. Tot în acest dosar, tot această grupare este vizată. Pe parcursul cât a fost monitorizată gruparea, a reușit să introducă în țară 1500 de tone de deșeuri în 57 de transporturi. Vă reamintesc, potrivit legislației din România, introducerea în țară de deșeuri cu scopul de eliminare este interzisă. Însă, membrii grupării s-au folosit de pretextul că aduceau aceste deșeuri pentru a le valorifica sau pentru a le recicla. Lucruri care nu se întâmplă, bineînțeles.